Conform unui memorandum pregătit de guvern, dar care nu a fost încă aprobat, 1800 de salariați ai RAN ar urma să fie disponibilizați. Oamenii sunt conștienți că nu-și mai pot salva locurile de muncă, dar vor protecție socială. Ei vor să primească șomaj și salarii compensatorii pentru că nu se mai pot angaja într-un oraș în care locurile de muncă sunt aproape inexistente. Chiar dacă acum șefii noștri încearcă să ne spună că situația nu e atât de gravă și că o să vedem, că o să mai funcționăm, noi știm cu siguranță că nu vom mai funcționa. Lucrăm de 30 de ani, majoritatea peste 30 de ani și nu se dă nimic, asta te scoate în stradă. Îl închide, îl închide, dar nicio protecție socială, nimic. Situația critică în care ne aflăm la ora actuală. S-a furat și nimeni nu știe cine a furat. Noi am ajuns în colaps, nu mai avem bani. Avem apă neplătită din anii anteriori. Închiderea necontrolată a Romagului ar fi un risc foarte mare care ar influența foarte mult mediul, inclusiv transfrontalier, respectiv că sunt Iugoslavia aproape. Salariații se tem că nu își vor primi nici măcar șomajul, după ce au aflat că sunt în situația incredibilă ca o firmă de stat să nu le plătească contribuțiile la asigurările sociale. Nu ne-a plătit vechimea. Noi nu putem să ieșim la pensie, nu putem să luăm nici plăți compensatorii, nici șomaj, pentru că nu avem de ani de zile plătit la oficiul de pensii, de neoprește pe stat contribuția la pensie și nu s-a plătit acolo. Au fost perioade în care nu s-au plătit contribuțiile, oamenii sunt speriați și de faptul că dacă se duc la șomaj, nu primesc pentru că nu au fost plătite contribuțiile. Salariații RAN sunt hotărâți să continue protestele până le vor fi acceptate doleanțele. Guvernul pregătește închiderea regiei în care se produce apă grea până în această vară. RAN este în insolvență cu datorii de 200 de milioane de euro.